Bună ziua, este 11 martie 2021 și a sosit momentul să transvazăm această mică familie sau să zic așa, să recoltez această matcă care a fost iernată în dulap, în cămară, în această cutie fot improvizată de mine. Cei care ați urmărit filmele ați văzut cum s-a comportat de-a lungul iernii. Am schimbat o singură dată albinele, posibil și atunci să fie din cauza mea, fiindcă aceasta e probetă de sticluță, de 30 de minute, e cam mică și la un moment dat le-am uitat câteva zile fără hrană și atunci am avut mortalitate. S-ar putea să nici nu fi trebuit să schimb albina dacă nu era acest incident. Acum i-am adus două rămuțe de-astea de mini plus cu albină din stupină. Am și ceva puieri pe rămuțele alea, din păcate trebuie să verific să nu fie făcute boci, sunt ieri luate. Dar în primul rând vreau să prind matca și să o pun într-o cușcă de-asta de expediție. Am zis că îmi iau toate măsurile de siguranță dacă tot a reușit să treacă iarna. Vedeți că acum încep să fie destul de disperate, mai ales cum le-am scos la lumină să iasă afară. Dar și la întuneric, unde le țineam eu la 16-20 de grade, deja începeau să fie destul de active. Și o să introducem matca în această cutie și așa o să o introducem pe aceste două rămuțe care le-am adus din stupină. Astăzi e o zi un pic mai vântoasă și mai ploioasă. Hai să vedem ce avem aici. Observați albinuțele. Acum vreau să găsesc neapărat matca. Eu chiar am văzut-o zilele trecute. Deci e undeva pe aici, dar să vedem cum o putem recolta. Ce cred că va trebui să tai un pic, să dezlipesc fagurele. N-am decât un cutter acum la mine. Încă e destul de bine lipit. Uite că reușesc să-l scot cumva. Să vedem unde e mătcuța. Uite, se ascunde, dar nu destul de bine. Ia să o recuperăm. N-are ouă. Bun. Deci o mătcuță iernată în cămară. Bun. Observați pe fund, mai sunt câteva albine moarte acolo în partea din spate, dar nu foarte multe. Albinuțele astea le vom scutura imediat peste celelalte. Așa. La un moment dat chiar mă gândeam doar să deschid, să las ca un fel de urdini și să văd cum se dezvoltă doar această mână de albine, dar am zis că să nu ne riscăm. Le vedeți, ele acum vor da târcoale aici în zonă, fiindcă nu au altă soluție.
să vedem ce avem aici. Că s-au mișcat un pic ramele. Vântul ăsta nu ne ajută deloc. Uite, au început deja să clădească. S-au mișcat ramele. Le-am ținut în casă, fiindcă mi-a fost frică să nu răcească puietul care era pe rame. Acum fac o verificare rapidă de boci, dacă cumva și-au tras ceva boci de ieri încoace. Poate și-au făcut boci de salvare, de asta vreau să verific. N-am mai avut numai rame cu puiet din astea mici. Uite, mai au și ouă, dar văd că nu și-au tras cel puțin de pe rama asta. Albina e blândă. Hai să nu o stresăm tare. Așa, s-o trag aici spre mijloc. Ia să țin eu mătcuța în buzunar să nu se răcească prea tare. Avem ouă, ramele destul de pline, aici e puie tânăr, dar nu văd să-și fi tras vodcuță. Și sunt destul de liniștite albinuțele noastre. Mi se pare destul de ciudat. Mă mai uit un pic să nu cumva să fi luat vreo matcă, dar eu din câte știu am găsit matca înainte să uitați ieri și albine tinere. Înainte să iau aceste rame. Bun, pare în regulă. O ultimă verificare aici. Dacă nu răcește puietul ăsta și începe să eclozioneze, va ieși un roișor destul de fain de aici. Bun, pare în regulă. Acum, așa, îmi caut un loc. Nu prea am unde să atârn cușca de expediție. I-am pus turtă, dar nu foarte multă, ca să o poată consuma mai repede. Și o să o atârn, uite aici așa. Bun. Deci cam așa arată. Acum umplem cu turtă deasupra, fiindcă nu au destulă hrană. Ia să iau și crescut aici niște crescători. Să încerc să le dau jos.
deloc. Că mi-am găsit totuși o scobitoare. Ca să fie mai sigur. Bun. Aici rămâne. Și două diafragme se țină de cald cât de cât și o să-i punem deasupra un nylon peste turtă. Okay. Turtă podișor. Trageți-vă de aici. Ok. Bun. Și le dăm și proteic, fiindcă au deja ouă și vor mai avea. Podișor energetic și podișor proteic boost. Uite ce frumos deja s-au apucat să mănânce. Foarte bine. Bun. Repede un nylon peste. Să le țină căldură. Hai să scuturăm și albinuțele astea care au fost în cutia fotii. Sărăcuțele, gata, ați scăpat de încarcerare. Bun. Ele pot circula pe sub diafragme ca să intre în acest cuib. Bun. Cam așa arată acum. Le deschidem și urdinișul. Așa. Și ele sunt frumos aici. Deci cam asta a fost iernarea mătcii în cutie foti. Acum am recoltat efectiv matca și am creat un microi cu ea. O să vă mai țin la curent să vedem cum se dezvoltă acest roi. O săptămână îl las în pace, nu mă uit la el. Dacă mai vin nopți aici, o să-l mai bag la adăpost să nu răcească puietul. Are hairisire de desubt. Acum nu se vede că e pusă folia. Și cam asta e tot. Multă sănătate și nu uitați, tuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră.